În zilele următoare, vremea se răcește ușor, dar revine la temperaturi plăcute la finalul săptămânii 6-12 mai. Probabilitatea de ploaie va crește începând cu data de 2 mai. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 29 aprilie-12 mai. În Banat, media maximelor termice va scădea treptat până la începutul celei de-a doua săptămâni, când se va situa între 17 și 20 de grade, apoi va crește din nou, astfel că în ultimele zile de prognoză va fi în general între 20 și 24 de grade. Media minimelor termice, nu va avea variații semnificative în primele patru nopți și va atinge 90 grade, în următoarele 4 va scădea cu 5 grade, apoi va reveni treptat la valori asemănătoare celor de la începutul intervalului. Din data de 2 mai va crește probabilitatea de ploaie. În Crișana, până în data de 6 mai, media maximelor termice va fi în scădere de la 25-26 de grade în primele zile, la 17-18 grade în ultimele, apoi va crește din nou, astfel că la finalul intervalului va tinde spre 20-21 de grade minimele termice nu se vor modifica semnificativ în primele patru nopți, vor scădea până în jurul datei de 6 mai, iar ulterior vor crește din nou, astfel încât media lor, pe tot parcursul intervalului, va avea fluctuații între 6 și 10 grade, cele mai scăzute valori urmând a se atinge în zilele de 7 și 8 mai. Probabilitatea de ploaie va crește începând cu data de 2 mai.